Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că, începând cu data de 27 august, cei interesați pot depune cererile de acord de finanțare pentru schema de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. După aprobarea în guvern a modificărilor de îmbunătățire a acestei scheme de ajutor de stat, au fost elaborate și aprobate ghidurile ce cuprind informații cu privire la modul de completare a documentelor ce urmează a fi depuse, precum și toate condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării. Amintesc principalele modificări aduse schemei de ajutor de stat: diminuarea nivelului minim al investiției de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro, modificarea mecanismului de depunere a cererilor de finanțare, acestea urmând a fi depuse în sesiune continuă, și simplificarea planului de investiții aferent proiectului. Ministerul Finanțelor Publice va comunica toate detaliile cu privire la deschiderea acestei scheme, a declarat Viorica Dăncilă în deschiderea ședinței de guvern din 2 august.